Hei, salut, bine v-am regăsit! Numele meu este Andrei Vulpescu, sunt autor și blogger de relații, iar astăzi vreau să vă mai ofer un exemplu de abuz emoțional. Așa cum știți, am mai făcut niște episoade anterior, iar speța sună așa. Partenerul întotdeauna are dreptate, tu mereu greșești. Nu vi se pare interesant? V-ați întâlnit cu chestia asta? Sigur că există în dinamica relațiilor o etapă care se numește luptă pentru putere, însă, din punctul meu de vedere, dacă intrăm cu două persoane mature în calcul, această luptă pentru putere este o etapă peste care se trece destul de ușor. De ce? Pentru că, în principiu, în momentul în care vrei să ai o relație sănătoasă, ideea de relație înseamnă conectare. În momentul în care o persoană vrea să aibă dreptate și o persoană este vinovată, cam ăștia sunt poli, da? Avem disfuncționalitate, frustrări într-o parte, da? Poziționare pe poziție superioară în altă parte și atunci nu mai putem să vorbim despre parteneriat, nu mai putem să vorbim despre comuniune, nu mai putem să vorbim despre conectare. Aici vorbim despre unul care se crede șef și celălalt trebuie să lucreze pentru șeful, să fie sclavul lui, da? Nu este vorba nici despre respect, nici despre iubire, pur și simplu este abuz. Ca cineva să vină și să spună eu am dreptate, tu ești un fraier, este abuz. Te-a abuzat. Chiar dacă pe moment are dreptate în povestea aia, nu trebuie să vii să-i scoți ochii celuilalt. Iar acest comportament repetat, adică eu am întotdeauna dreptate, tu n-ai dreptul să vorbești, vine și el la pachet cu o serie întreagă de limitări ulterioare. Adică nici măcar nu mai vrei să te mai bagi în discuție pentru că știi ce va urma. Începe să se instaleze o frică, o nesiguranță de sine de partea celui abuzat și practic se creează o relație de asta disfuncțională de dependență și nu vă doresc lucrul ăsta. Drept urmare, dacă intrați într-o situație și partenerul începe să caute să aibă dreptate de fiecare dată, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să-l întrebați de ce faci chestia asta. Dacă nu-i trece, poți să-ți iei libertatea de a spune stop. Poți să spui oricând libertatea de a spune stop în orice fel de relație și mai bine să pui stop mai devreme decât mai târziu. Mai târziu este mult mai greu în momentul în care stringurile, în momentul în care legăturile sunt deja făcute, foarte greu să mai rupi lucrurile acolo. Cam asta este ideea. Deci nu stați, nu așteptați. Dacă vedeți că partenerul spune că sau încearcă să vă dovedească faptul că întotdeauna are dreptate, să știți că partenerul ăla nu vă iubește. Chestia asta va veni la pachet, eu știu mai bine decât tine ce trebuie să faci. Și o serie întreagă de limitări. Nu este doar chestia asta, sunt mai multe acolo, este un întreg evantai. Așa că nu încercați să oferiți puterea asupra vieții dumneavoastră unei alte persoane, mai ales unei persoane care nu vă respectă. Pe final vreau să vă provoc la comentarii și voi organiza aici un concurs la care voi oferi, sigur, cele trei cărți ale mele, Bărbații inteligenți n-au nevoie de amante, Iubirea de la A la Z, Alfabetul relațiilor și Colecționarul de despărțiri. Tema este următoarea. Dați-mi un exemplu de abuz emoțional pe care l-a suferit sau pe care l-a suportat. Un exemplu concret. Uite, domnule, situația era așa și s-a întâmplat așa. Eu le voi citi și, eventual, dacă puteți să-mi spuneți și cum ați ieșit din el, este senzațional, voi citi comentariile și voi alege un câștigător. Însă nu vă speriați, promit ca din când în când să mai fac astfel de concursuri, așa că să ne vedem cu bine aici, nu uitați, dați subscribe, share și ne vedem data viitoare!